Un taxi și o mașină a poliției s-au ciocnit astăzi pe Bulevardul Renașterii Naționale din capitală. Potrivit oamenilor legii, polițiștii se aflau în misiune și documentau un tânăr care au luat-o la fugă pentru a scăpa de amendă. Impactul cu mașina de taxi a avut loc în momentul în care poliția a făcut manevra de întoarcere peste linia continuă dublă. În urma impactului, capotele ambelor autoturisme au fost avariate. Membrii echipajului de poliție implicat în accident ne-au povestit că înainte de lovitură, aceștia au oprit un tânăr în vârstă de 16 ani care circula cu trotineta chiar pe mijlocul drumului, pe linia dublă continuă în apropiere de circ. Aceștia ne-au expediat și un filmuleț video filmat tot de ei. În partea asta. Tânărul nu avea asupra sa niciun act de identitate, iar din acest motiv oamenii legii l-au anunțat că trebuie să meargă la inspectorat pentru a fi identificat, dat fiind că de la vârsta de 16 ani poate fi deja cercetat contravențional pentru astfel de abateri. Atunci băiatul a luat-o la fugă prin pasajul subteran din apropiere. Unul dintre polițiști s-a luat după el, iar altul a urcat în vehicul. Acesta nu a vrut să vorbească la cameră, dar în spatele acesteia ne-a povestit că a pornit girofarul și semnalul sonor și a făcut întoarcerea pe linia dublă continuă pentru ca să-l prindă pe tânăr atunci când va ieși pe partea cealaltă a trecerii subterane. Ca urmare, automobilul poliției s-a lovit de o mașină de taxi care ar fi circulat cu viteză. În mașina de taxi se afla și un pasager care a refuzat să vorbească cu presa. În urma impactului, nimeni nu s-a ales cu răni grave, dar la fața locului a venit o ambulanță. Am discutat cu taximetristul care ne-a spus că circula regulamentar. Вдруг, как будто как камень с неба упал, он резко развернулся, полицейский, и я в него влетел. И нас кинуло в сторону. Șoferul de pe taxi mai spune că nu este vinovat de producerea accidentului și că poliția nu ar fi avut semnalele pornite atunci când a efectuat manevra de întoarcere. У меня есть видеорегистратор все. Да, все покажет. Totuși, bărbatul nu a vrut să ne arate înregistrarea la fața locului. Poliția a pornit o investigație pe acest caz, iar șoferul care va fi găsit vinovat riscă amendă de până la 1500 de lei și 3 puncte de penalizare.